Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei desfășurată pe site-ul editurii Herald, Pastile de Înțelepciune. Astăzi este alături de noi Claudia Jimeno, specialist dezvoltare personală și creștere spirituală. Îi mulțumim foarte mult pentru că și-a făcut timp să avem această discuție despre această frumoasă campanie și am ales un titlu din colecția Colibri, Ellen Percy, o colecție din portofoliul editurii Herald. Dieta spirituală, un program revoluționar pentru eliminarea tot ce îți îngreunează inutil viața. O carte, așa cum spuneam, scrisă de Ellen Percy, publicată în colecția Colibri și care face parte din campania Pastile de Înțelepciune. Cartea este un ghid practic care ne ajută să eliminăm acele obiceiuri nesănătoase, acele obiceiuri responsabile de scăderea calității vieții. Cele mai frecvente 24 de cauze ale nefericirii sunt supuse unei analize obiective și clare de către Ellen Percy într-un program de dietă în care scopul este să le înlăturăm treptat una câte una cu fiecare săptămână care trece. Obiceiuri nesănătoase sau emoții negative, precum frica, apoi ranchiuna, stresul, perfecționismul, atitudinea ostilă și alte asemenea lor sunt abordate capitol cu capitol, începând cu un exemplu din viața de zi cu zi, de aceea poate și caracterul practic al acestei cărți. Apoi, o pleiadă de nutriționiști spirituali ne arată felul în care aceste comportamente ne afectează bucuria, bunăstarea și sănătatea. Aș începe discuția noastră despre această carte și despre ce înseamnă, de fapt, dieta spirituală, făcând o comparație pentru ca cititorii să înțeleagă mai bine, făcând o comparație cu o dietă, să spunem, nutrițională, atunci când probabil că ne dăm seama că un surplus de kilograme nu ne ajută să funcționăm la parametrii optimi atunci când simțim această greutate, să-i spunem, corporală și probabil că ne apucăm de sport sau ne apucăm de mai multă mișcare, de exerciții fizice. Iată că Ellen Percy vorbește în această carte și vine și cu un soi de, hai să-i spunem, de programare, da, despre ceea ce înseamnă o dietă spirituală și felul în care probabil că zi de zi trebuie să lucrăm la procesarea acestor emoții, să spunem, negative și, bineînțeles, la eliminarea obiceiurilor nesănătoase din viața noastră. Bună ziua, Sorin, mulțumesc mult pentru invitație. Deci, pentru început aș vrea să fac o mică explicație despre felul în care noi funcționăm, odată psihic și odată energetic. Pentru că din felul în care trăim de mulți ani, de mulți secole și ceea ce s-a transmis din generație în generație, am ajuns să credem că doar mintea și inteligența este cea mai importantă parte a noastră, ca și cum mintea ar fi cea mai importantă și restul mai puțin important. Și eu cred că fiecare parte pe care o avem este la fel de importantă ca și mintea noastră, pentru că fiecare parte din noi, fie fizic, adică în corpul nostru fizic, vorbim de inimă, organe, picioare, mâinile, ochii, etc. Și părțile noastre energetice, părțile noastre fizice, vorbim de psihic, de mintea noastră, emoțiile noastre, comportamentele noastre, atitudinile noastre, aspirațiile noastre, motivațiile noastre, etc. Și pe partea noastră energetică vorbim despre corpurile noastre energetice, acele corpuri subtile care sunt în noi și ne înconjoară, de unde, de asemenea, primim tot felul de informație și prin care suntem conectați cu restul Universului. Deci, toate aceste părți sunt la fel de importante pentru noi, pentru că ele funcționează ca un sistem. Adică, între ele se ajută, pentru că ceea ce face una
afectează ce face cealaltă și cum funcționează în armonie, știi? Să angranează totul frumos. Dar când una dintre ele este nealiniată, este scoasă din locul lor sau este blocată, va afecta de asemenea restul sistemului. Și atunci nu putem să gestionăm tot ceea ce avem doar cu mintea, pentru că fiecare are rolul lor. Așa cum, nu știu ce să zic, un program, știi, sau un soft, va avea nevoie de anumite instrumente informatice ca să poate să fie deblocat, reparat sau realiniat. O roată, știi, are nevoie de alte instrumente sau un motor are nevoie de alte instrumente. Dar cumva am ajuns să credem că mintea noastră este singurul instrument ca să le rezolve pe toate. Și atunci încercăm să rezolvăm cu mintea emoțiile. E ca și cum avem nevoie de un nou program sau avem nevoie de un update și noi punem ulei în calculator, ca și cum ar fi un motor. Nu merge. Pentru că nu este potrivit, nu este că uleiul este prost, nu este că softul este prost, este că noi folosim inadecvat acele instrumente în viața noastră. Și atunci, dacă noi ne deschidem să ne vedem într-o formă holistică, într-o formă integrală și suntem deschiși să ne ascultăm, să ne cunoaștem, dar nu doar la nivel mental, ci la toate nivelurile noastre, avem mai multe șanse să funcționăm în armonie, să funcționăm ok. Și funcționare în armonie înseamnă că inima noastră, sufletul nostru este aliniat cu mintea noastră, adică merg în aceeași direcție, deci corpul nostru va arăta acea armonie. În momentul în care există o dezaliniere, deci când noi credem că doar mintea contează și închidem emoțiile sau ne facem că nu există sau încercăm să le respingem, e ca și cum am respinge o parte importantă din noi, ca și cum, nu-mi place ficatul, îl scot, știi? Și mai și credem că o să funcționăm bine fără ficat. Deci nu merge, pentru că și ficatul, ca și inima, ca și intestine, ca și piciorul, ca și unghia, ca și nu știu, pielea, ca și buzele, ca și orice parte din noi, are o funcție care ne ajută să mergem în armonie cu restul. Altfel, sistemul trebuie să compenseze. Și atunci, este necesar să putem să ne acceptăm în întregimea noastră, cu toate gândurile noastre, cu toate emoțiile noastre, fie că ne plac, fie că nu, cu corpul nostru așa cum este el, pentru că este corpul pe care ni l-am ales, sunt emoțiile pe care ni le-am ales sau le-am creat, sunt gânduri, programe pe care noi le avem în noi, pentru că așa am ales noi, dinainte să venim pe pământ și de când am venit pe pământ. Deci, din momentul în care ne vedem ca întregime, putem să începem să vedem conexiunile sau influența pe care o au gândurile noastre asupra emoțiilor noastre, asupra corpului nostru, influența pe care o au emoțiile noastre asupra gândurile noastre și asupra corpului nostru și felul în care corpul nostru, și aici vorbim inclusiv la nivel de biologie, la nivel de biochimica corpului, de fiziologie, vorbim la nivel de genetică, tot ce conformă corpul nostru fizic va influența de asemenea felul în care noi simțim și felul în care noi gândim. Deci a crede că cu mintea și cu inteligența putem să rezolvăm absolut orice, mi se pare fals. Și asta e o părere personală. Pentru că nu suntem doar aici. Deci, dacă începem să ne ascultăm în interior, să vedem cum face mintea noastră, rolul minții noastre este să facă tac-tac. Dacă noi îi dăm un subiect de gândire, un subiect de cugetare și așa, mintea noastră va găsi acele informații din interiorul nostru și din mediul nostru pentru a face tac-tac pe acel subiect. Acest tac-tac va influența emoțiile noastre. Cum? Felul în care percepem,
și simțim o situație anume, pentru că de multe ori simțim înainte să gândim, da? Va afecta felul în care vom gândi și felul în care mintea noastră își va face funcțiune. Taca, 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 taca. Acum, când noi avem, revin la partea de aliniere sau desaliniere, avem emoțiile care ne plac, situațiile în care ne simțim confortabil, înseamnă că în momentul acela există o aliniere între ceea ce dorim, între ceea ce oferim, între ceea ce dăm și în ceea ce primim. De-aia ne simțim confortabil. Am așteptarea că prietenul meu să mi-aducă florii, mi-aduce florii, suntem aliniați cu chestia asta. Doar că de multe ori nu știm cum să facem să țină în timp această armonie. Pentru că mintea noastră, credințele noastre, gândurile noastre, programele noastre mentale nu sunt aliniate cu dorințele inimii, sufletului, cu dorințele importante pentru noi sau profunde pentru noi. Și dau un exemplu. De multe ori avem tot felul de frici, tot felul de anxietăți, care sunt mentale, pentru că trăiesc la nivelul nostru imaginar, adică mintea noastră face scenarii negative despre noi și despre viitorul nostru, relațional cu munca, cu societate, etc. Și face taca-taca pe chestia asta. Scenariile alea intră în legătură cu anumite emoții care sunt corelate cu acele scenarii. Deci, anxietatea, frica, etc. O modalitate, și nu e singură, dar o modalitate prin care mintea noastră încearcă să gestioneze acea emoție, pentru că ea lucrează la nivel cognitiv, tacă, 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 nu la nivel emoțional. Ea va încerca să găsească soluții la acele lucruri negative pe care și le-a imaginat, dacă nu sunt reale, da? Dacă mi-e frică să mă tai, în momentul în care m-am tăiat, nu mai este frică că mă tai. O să-mi imaginez că fac o infecție sau că îmi pierd degetul sau... Da? Este în viitor. Nu este real, nu s-a întâmplat. Dar mintea va încerca să găsească soluții la cele lucruri pe care și le imaginează că nu vor ieși, că nu vor fi așa cum vrea ea. Și atunci începe să controleze exteriorul. Ca să mă iubească, o să-i fac pe plac. Ca să nu mă dea afară, o să fac ore extra. Sau o să fac nu știu ce. Sau ca să nu se supere și nu știu cu cine, să nu mă respingă sau să nu mă certe. Sau uite că voi face X sau Y lucru. Vorbim de control. Deci avem o frică, o anxietate. Modul minții de a gestiona aceste lucruri este prin control. Pentru că, de fapt, eu vreau să găsesc liniștea, vreau să găsesc siguranța, vreau să mă simt acceptată, vreau altceva, la nivel emoțional. Dar cu cât mai mult controlăm, cu atât mai mult suntem anxioși, pentru că nu putem controla totul. Deci ceea ce îmi doresc aici nu voi obține, obțin control, pentru că mintea nu poate să gestioneze asta. Deci, acele programe pe care le avem, în exemplul acesta de a controla, sau alt exemplu este de a fi perfect, alt exemplu este să mă neg pe mine, etc., sunt programe de care nu aliniază inima cu capul, cu mintea, sufletul nostru cu mintea. Această aliniere sau desaliniere, în exemplul acesta, se va manifesta la nivel fizic, pentru că toate sunt legate într-un sistem. Deci, am niște credințe limitative, credințe false sau programe mentale, nu contează, da? Care nu sunt aliniate. Nefiind aliniate, dacă fac o analogie cu țevile care duc apă caldă, apă rece, da? Desalinierea acela sau programele acelea care nu sunt în armonie cu ceea ce sunt eu, cu ceea ce am în suflet, sau care neagă emoțiile noastre, sau care mențin emoțiile noastre în noi, etc., sunt ca niște dopuri în acele țevi.
Da? În sistemul nostru energetic avem tot felul de țevi care se numesc nadisuri, prin care circulă energie și prin care fiecare organ din corpul nostru primește energia de care are nevoie ca să poată să funcționeze în armonie. Când una sau mai multe dintre aceste țevi nu primește energia de care are nevoie pentru că există un dop sau pentru că există un dop în altă parte și apa de aici ajunge aici și nu primește ce are nevoie, organul respectiv nu va putea să funcționeze corespunzător. Da? Dacă pe țeava de apa rece intră apa caldă, eu nu o să am apa rece. Dacă țeava de evacuare a apei murdare este blocată și cumva ajunge prin alta țeavă, să zicem de apă caldă, eu o să primesc apă murdară în apă. Știi? Și nu o să pot să fac ceea ce am de făcut cu apa de care am nevoie. Exact așa funcționează în interiorul nostru. Dacă noi suntem în armonie și suntem aliniați, adică felul în care gestionăm gânduri, felul în care gestionăm emoțiile noastre, așteptările noastre, intențiile noastre, motivațiile noastre sunt aliniate, organele noastre vor funcționa corespunzător, adică vor fi sănătoși. În momentul în care eu am o tristețe, am o furie, am o frică și în loc să o exprim, care este firescul unei emoții, o mențin în interiorul meu pentru că am o credință, nu e frumos. Dacă îmi exprim nervii sau nemulțumirea, prietenul meu se va supăra și mă va părăsi, șeful meu mă va da afară, colega mea va fi invidioasă sau orice alt program care sunt legate, eu pun acele dopuri în țevile mele energetice. Și deci anumite organe se vor, vor fi afectați, vor primi mai puțină energie și în timp se pot îmbolnăvi. Da? Deci orice somatizare, orice boală, orice reacție pe care le avem pe fizic, da? Chiar dacă este o durere în gât, un nod în gât când plângem, o senzație în piept de durere când suntem foarte triști, nodul în stomac care când simțim o frică, de exemplu, sau ni se taie genunchii sau orice altceva din corp, înainte să se manifeste în corp, a existat la nivel energetic. Prin acele dopuri. Când noi nu ascultăm aceste gânduri desaliniate, gânduri negative, programe care nu ne aduc o stare pozitivă, nu ascultăm aceste emoții negative ca să putem să le gestionăm într-o modalitate care să ne aducă mai multă armonie și să ne ajute să ne aliniem în loc să ne să se despartă mintea de partea emoțională, de partea de suflet, corpul nostru ne va ajuta să înțelegem. Dacă suntem la alții în loc de în interiorul nostru, prin acele dopuri, corpul nostru începe să doară. Avem nod în gât sau un ghem în stomac sau o presiune în piept și nu-i băgăm în seamă. Să treacă. Lasă, eu mai înghit emoțiile. Nu-mi dau seama că înghițirea emoțiilor a produs aceste senzații. Când eu le exprim, înainte le exprim în intimitatea mea ca să pot să mă ascult. După aceea, când m-am ascultat, m-am clarificat, după aceea vorbesc și cu ceilalți, cu cei implicați, să comunic ce am descoperit eu în interiorul meu. Da? Deci, în momentul în care eu m-am ascultat, în care eu am eliberat acea emoție, dopul acela începe să se desfacă și organele încep să primească energia de care au nevoie. Deci, nodurile acele energetice, dopurile acelea energetice se desfac. Durea stomacul o să înceapă să primească energia de care are nevoie pentru că am scos dopul. Am ascultat neliniște, am ascultat frica, am făcut ceva cu ea. Eu propun toaleta emoțională, dar nu este singura metodă pentru a asculta o emoție și a o elibera, a o scoate din noi. Atunci stomacul va primi acea liniște
corpul nostru, biologia noastră zice, ok, s-a liberat chestia asta și celulele noastre încep să primească ceea ce au nevoie și stomacul să relaxează. Dacă nu ascultam nici asta și zi de zi avem nodul acesta în stomac, continuăm să gândim în același fel, continuăm să întărim programele care au creat aceste dopuri, continuăm să înghițim acele emoții care au creat această durere, durerea va continua din ce în ce mai tare în încercarea să ne atragă atenția către noi. Dacă vrei, este ca un ultim strigăt, uită-te la tine. Un semnal de alarmă. Da. Întoarce-te la tine. Că dacă doare, nu-ți mai pasă de nimic. Dacă ai o migrenă 2 zile, nu-ți mai pasă. Nici dacă e ziua, nici dacă e noaptea, nici dacă familia a mâncat sau nu a mâncat, singurul lucru care îl vrei este să revii în normală. Să scapi de acea migrenă. Deci, este uită-te la tine, indiferent. Deci, cu atât mai gravă este boala, durerea sau problema fizică, cu atât mai tare este, sau proporțional, este țipătul sufletului nostru prin corpul nostru de a ne întoarce la noi, de a ne asculta și de a rezolva, de a scoate acele dopuri care fac să plesnească țevile din noi. Deci, în momentul în care noi începem să ascultăm și să vedem ce vrea corpul nostru să ne spună, ce vor emoțiile noastre să ne spună, cum mi-am creat eu acele programe mentale, acele credințe, acele convingeri care mi-aduc în viața de zi cu zi și în relațiile mele stările inconfortabile, urâte, nasoale, oribile, certuri. Cum fac eu să-mi creez certuri? Cum fac eu să îmi pierd energia? Cum fac eu să fiu tristă în fiecare zi? Cum fac eu să-mi creez drame tot timpul în viața mea sau să nu-mi dau voie să fiu fericită și să-mi sabotez fiecare moment de fericire? Că mă simt vinovată, că am o dependență emoțională, că. Din momentul acela când încep eu să intru în ordine, pot, prin ascultarea de sine, pot să încep, cum zicea autorului, să-mi fac un program. Să pot să zic, acum lucrez, nu știu, la nervii mei. Sau am descoperit că de fiecare dată când mama este supărată, eu nu pot să mențin starea de bine. Să zicem că m-am trezit eu foarte bine dimineața și mama s-a trezit ciufută, sau s-a trezit tristă, sau s-a trezit deprimată, sau s-a trezit ansioasă și eu imediat devin ansioasă ca ea. Avem în exemplul acesta o dependență emoțională în care eu nu-mi dau voie să fiu eu prezența mamei mele. Trebuie să fiu ea. Nu iau nimic. E credința mea că pot să fiu fericită. Și avem o grămadă de exemple. Păi cum? Înseamnă că nu o iubesc dacă ea este îngrijorată și eu nu mă îngrijorez? Înseamnă că nu o iubesc? Înseamnă că nu-mi pasă? Înseamnă că sunt indiferentă? Înseamnă etică? Sunt credințele mele care nu-mi dau voie să fiu eu fericită și să văd că dacă eu aș putea să mențin starea de liniște, starea de fericire, s-ar putea să aduc o stare mai bună, o energie mai bună în relația cu mama mea. Și poate, văzând asta, mama să vrea să ajungă și ea la acea stare. Dar eu, pentru că am credințele astea care se manifestă în corpul nostru, în corpul meu, prin senzații negative, deci nu-mi fac bine, deci credințele astea nu-mi fac bine și eu continui să le mențin, o să continui să încerc să o convin pe mama să se trateze și să fie fericită, ca eu să fiu fericită, pentru că eu nu-mi dau voie să fiu fericită prin forțele mele proprii. Și în felul acesta contribui la nefericirea în relația mea. Și asta se va manifesta la nivel de emoții, se va manifesta la nivel de corp fizic și se va manifesta la nivel de relații prin tensiunea și certuri.
pentru că probabil mama are programele asemănătoare și vrea ca eu să fiu fericită, ca ea să fie fericită și încerc să o convin pe ea să fie fericită, ca eu să fiu fericită, în loc că fiecare să se ocupe de fericirea ei și să ne lăsăm în pace și să comunicăm pe ceea ce dorim într-adevăr, cum facem eu, reușita mea, uite mama, cum de multe ori acum cu mama mea, ea face și ea meditații sau lucrează pe emoții sau pe constelații sau are metodele ei, eu le-am pe ale mele și acum putem comunica cum a reușit fiecare să rezolve o chestie și câteodată, știi, exemplul ei mă ajută pe mine, câteodată exemplul meu o ajută pe ea. Dar nu este cine are dreptate, nu este să ne convingem să fie altfel. Pentru că în momentul în care eu mă ascult și mă văd întreg și văd ce îmi fac să fiu bine sau cum fac să-mi fie rău, eu, acceptându-mă pe mine, pot să accept mai bine cum sunt ceilalți. Văzând cât de perfect funcționez. Da, și perfect nu înseamnă static pentru mine. Perfect înseamnă dacă eu gândesc ceva care nu este potrivit pentru mine și am emoție negativă și am o senzație în corp negativă și corpul meu, fiind eu atentă la el, mă anunță imediat că nu e ok pentru mine, mie mi se pare că corpul meu, adică sistemul meu în întregime, funcționează perfect. Pentru că mă anunță. Dacă n-aș simți nimic în corp, m-aș îngrijora, pentru că înseamnă că o parte din mine nu funcționează. Da? Deci așa văd eu perfecțiunea. Deci, când eu îmi văd perfecțiunea, cum văd când deschimb o emoție, când rezolv o fidelitate sau scot un dop, cum corpul meu se reașează, văd cum energia din mine crește, văd cum viața în mine crește, văd cum devin mai creativă, văd funcționez de asemenea perfect. Dacă eu reușesc să văd asta în interiorul meu, pentru că așa funcționez eu acum, același lucru voi vedea și în relațiile mele și în afara mea. Deci, dacă eu mă văd perfectă, o să o văd pe mama perfectă. Și soluțiile ei, gândurile ei, problemele ei, așa cum eu mi le rezolv ale mele, sunt convinsă, pentru că o trăiesc, că ea va putea să le facă. Fără să încerc să o conving că metodele mele sunt bune. Na, acum, există niște, să zicem, niște linii generale prin care am putea noi să zicem ca un fel de ghid, să înțelegem cam pe unde vine la nivel de psihosomatică. Însă, fiecare situație, fiecare durere, fiecare gastrită, fiecare durere de articulații, fiecare probleme cu ochii, dureri în gât, tiroidă sau orice altceva, ține foarte mult și de experiența mea personală. Și de ceea ce am primit eu genetic, din familie genetică, reacții, anumite forme de a nu știu cum să zic, de a funcționa se transmit de generație în generație prin felul în care funcționează sau se activează sau desactivează anumite elemente din ADN-ul nostru. Deci sunt anumite feluri de funcționare, deci nu se schimbă ADN-ul și se schimbă modul în care va funcționa acel ADN, adică ce se va activa în anumite momente. Acest fel de a funcționa sau acest model de a funcționa, deja epigenetica ne arată cum se transmite de la generație la generație. Și au dovedit asta pe partea biologică. Cum anumite elemente biologice sunt deja schimbate la nivel de funcționare a organismului în mai multe generații, chiar dacă eu nu am trăit un eveniment traumatic, de exemplu, și l-a trăit bunica mea. Deci felul în care biologia ei a reacționat la acel eveniment traumatic s-a transmis genetic, eu am acel fel de a funcționa, deci la un stres biologia mea, corpul meu va reacționa cum a reacționat ea, chiar dacă eu nu am avut acel eveniment traumatic.
Da, și asta se transmite generațional, ceea ce se vede foarte clar când se lucrează în psihogenealogie, cum se lucrează în sistemica, cum se lucrează în constelații familiare, cum se lucrează cu tot felul de meditații și pe partea spirituală există mai multe explicații de cum se transmit și energetic aceste lucruri, dar acum deja avem dovezi și fizice, să zicem așa, prin neștiință. Da? Deci, tot ce sunt eu va influența ceea ce se întâmplă în relațiile mele. Revin la partea de corp. Deci, există niște linii generale prin care putem să ne ghidăm despre ce e vorba ca emoție. De exemplu, la ficat, de obicei se adună partea de nervi reprimați. Frustrare, nervii reprimați. În partea asta, vorbim de chakra inimii. Da? Și în zona asta avem inima plămâni. Deci, probleme de a da și oferi iubire vor influența felul în care inima noastră va funcționa și cum va circula sângele în corpul nostru. Plămânii, da? Primesc aerul, adică primesc oxigen, scot dioxid de carbon. Deci, prin plămânii, facem un schimb care menține viața noastră. Deci, acolo se vor afla tristețea. De-aia ne doare în piept. Singurătate, desamăgire, durere. Mă doare sufletul. Nu te doare sufletul, te doare pieptul. Da? Pentru că plămânii au energia care încearcă să o scoată și noi nu vrem. O ținem acolo. Tristețea, singurătate, desamăgire, etc. Da? La rinichii se duc de obicei fricii și frustrări, anumite frustrări legate de frică. Glezna, de exemplu, care e partea prin care noi găsim direcția noastră. Da? Dacă vrem să mergem drept, facem așa. Dacă vrem să mergem dreapta sau stângă, mișcăm glezna. Deci, o întorsă la glezna este o dificultatea mea de a-mi găsi direcția. Dacă vorbim de umeri, este vorba, dacă sunt am umeri în față, știi? Primul lucru care îți vine, știi, când faci așa? Când ai o greutate în spate. Și atunci mă întreb ce car eu atât de greu de mi-aduc umerii în față. În loc să stau dreaptă, stau drept. Vara poverii, care e povara? Da? Deci asta să zicem, sau gâtul, care e legătura dintre mintea și inima prin care eu mă exprim pe mine, dar toate problemele care sunt legate de zona asta, de la torticolis, probleme de tiroidă, corzi vocale, zona asta amigdalelor, zona asta inclusiv, mi-arată că am blocaje între ceea ce simt și ceea ce gândesc. Și lucruri care eu nu pot să le exprim. Datele de tiroidă, de obicei, au efecte comportamentale pe lucrurile pe care eu nu pot să le exprim. Și atunci se dereglează sistemul. Da? Și tot felul de chestii de genul acesta legate de generalități, de ce înseamnă corpul nostru. Da? Dar, înăuntrul acelei generalități, există o poveste personală sau o poveste transgenerațională care eu încerc să exprim prin simptomul respectiv pentru că nu am exprimat în cuvinte. Nu m-am ascultat și n-am putut să spun. Da? Nu neapărat către cineva, ci către mine. Pentru că noi când negăm emoțiile negative, nici măcar în intimitatea noastră nu vrem să le vedem. Și am o grămadă de exemple, oameni care nu pot să scoată nervii, nici măcar când sunt singuri. Nu se lasă să plângă, nu se lasă să exprime. Chiar dacă sunt singuri, deci nu este o chestie de relație, este eu cu mine. Da? Deci, toate lucrurile acestea, din povestea noastră, din generațiile noastre, afectează viața mea prezentă și relațiile mele. Deci nu există diferență. Pentru că
oamenii care sunt în jurul meu și ceea ce văd în jurul meu sunt o oglindă a ceea ce am eu înăuntru. Pentru că așa ne atragem. Da? Ceea ce am eu înăuntru, prin resonanță, mă voi duce către zonele în care, de lumină sau umbră, nu contează, în relațiile, în situații, în contexte, în joburi, în care regăsesc energia mea ca să pot să intru în contact cu ea și să o văd. În același fel, ceilalți vor fi atrași de mine pe aceleași zone de umbră și de lumină. Deci, dacă cineva e agresiv cu mine, înseamnă că eu am o agresivitate pe care nu o exprim. Dacă cineva în jurul meu e trist, deprimat, suferă de singurătate, deci toată zona asta, eu am o tristeță nerecunoscută în povestea mea personală sau în transgenerațional sau în alte vieți, dar nu mai intrăm acolo, eu am o singurătate pe care nu vreau să o recunosc, eu am acel ceva pe care eu și mă deranjează la alții în interiorul meu. Dacă recunosc în afara mea ceva, de exemplu, care admir și zic, mamă, ce muncitoare sau muncitor este colegul meu sau colega mea, eu am acea capacitate, chiar dacă eu nu o văd, de aia pot să o recunosc în afară. Da? Și este altfel de cum vom reuși noi să ne dăm seama cum suntem înăuntru, ce avem și ce nu avem înăuntru. Și atunci putem începe să zicem, ok, multe persoane în jurul meu sunt pesimiste. Ok, cum stau eu cu pesimismul? Unde mă agăț eu de părțile negative din mine, din viața mea? Când mă văd eu atât de negativă? Cum fac eu să aduc atâta negativism în interiorul meu? Și atunci încep să văd și atunci pot să încep să schimb. Nu la alții și în interiorul meu. Când eu pun mai multă lumină în interiorul meu, exteriorul meu se va schimba pentru că eu voi ilumina și eu voi vedea mai multă lumină în relațiile mele, în momentul cu care relaționez, pentru că se va schimba felul în care gândesc și felul în care simt. Și atunci, de multe ori, inclusiv schimbam cercul de prieteni și etc. pentru că nu se mai resonează. Nu pentru că ne certam, ci pentru că nu mai avem zonele comune. Sigur, ni se întâmplă la fiecare. O perioadă de timp am fost foarte bune prieteni cu cineva și la un moment dat nu se mai leagă, dar se leagă cu altcineva. Pentru că am schimbat energia noastră, am schimbat programele noastre mentale, am schimbat emoții, am schimbat felul nostru de relaționa, de ne comporta și atunci aici nu se mai leagă, dar aici. Evoluția firească pentru că intrăm în contact prin resonanță. Da? Deci există o legătură între tot. Ca să putem noi să facem acea dietă spirituală, din punctul meu de vedere, este necesar să vedem această totalitate, să începem să ne uităm în interior, să vedem cum se leagă gânduri și cum aceste lucruri care sunt în interiorul meu mă fac să relaționez cu alții. Când schimb aceste lucruri în interiorul meu, scot emoțiile negative, sunt atentă la gândurile mele, scot gândurile, programele sau credințe sau convingeri care nu-mi fac bine, le dau la o parte. Ca să creez un spațiu în interiorul meu, ca să pot să mă conectez cu mine, ca să pot să aduc la suprafață alte programe care mă ajută să funcționez ca ființă mai armonios și implicit voi funcționa mai armonios în relațiile mele, în societate și în restul vieții și corpul meu de asemenea va prelua, biologia mea va prelua toată acea schimbare și va începe să se modifice. Da? De exemplu, eu când am o situație de stres la care zic, ok, am o perioadă stresantă, deci trebuie să rezist. Imediat mă umflu. Deci, de seara până dimineața, eu am două numere plus la pantalon. Pentru că biologia zice, trebuie să rezist.
Deci, imediat se face mai mare ca să pot să stau și să rezist. Că dacă sunt prea slabuță și mă sufla vântul, nu merge. Trebuie să am mai mult corp ca să pot să fac față. Așa funcționez eu. Asta nu înseamnă că funcționează toată lumea așa. Dar dacă începem să descoperim care sunt mecanismele noastre, de multe ori mă trezesc umflată. Dar știind că acesta este mecanismul meu, știu, a, undeva mă stresez mai mult decât este necesar, pentru că dacă m-am umflat, înseamnă că mă stresez prea mult. Unde mă îngrijorez? Unde îmi fac scenarii negative ca să devin anxioasă? La ce trebuie să rezist? Și când recadrez aceste lucruri în interiorul meu, corpul meu se desumflă. Da, sunt lucruri care sunt mai ușor de ascultat și se văd schimbările mult mai rapid. Sunt lucruri care ne ia mai mult timp să le ascultăm și să le descoperim, pentru că se află în profunzimea noastră sau foarte adânc în subconștient sau chiar în inconștient. Și atunci este necesar să înțepăm mult mai mult ca să le scoatem la lumină și să găsim acel sens. De exemplu, de mult timp eu lucrez să vindec ochii. Încă n-am găsit acel ceva care vreau să spun prin faptul că eu nu văd clar. S-a ameliorat, am redus dioptriile, dar încă folosesc ochelarii. Încă există ceva în viața mea pe care eu nu vreau să văd. În momentul în care eu voi reuși să găsesc acel ceva, ochii mei o să poată să vadă. Da? Deci sunt tot felul de lucruri. Este doar o chestiune de timp și de motivație interioară pentru a scoate acele dopuri și a regăsi armonia noastră, să găsim acele comportamente, acele lucruri care ne aduc un bine și să le implementăm în viața noastră. De exemplu, toaleta emoțională. Noi am vorbit de mai multe ori despre ea. Este un obicei care te ajută, un instrument care te ajută să asculți emoțiile tale. Prin ascultarea lor, tu le lasi să iasă, afli ce vor să-ți spună, dar în același timp se liberează. Le scoți din tine, în afara ta, și faci loc pentru altceva. Este un obicei care te ajută să-ți menții sănătatea și echilibrul emoțional, te ajută să conștientizezi multe programe pe care le ai și să le scoți, și te ajută să devii mult mai sănătos fizic, pentru că biologia ta va prelua acea informație și acea nouă energie care intră în interiorul tău, calitativ mai bună pentru organul respectiv, și atunci va putea să funcționeze mai armonios, mai sănătos. Da? În felul acesta, multe persoane au vindecat tumore de cancer, au eliminat pietre la bilă fără operație, au eliminat pietre la rinichi fără ultrasunet sau fără durerile când ies pietrele prin... Sunt persoane care au reușit să-și modifică corpul. De exemplu, este foarte frumos să aveți, de exemplu, o femeie care a fost așteptată ca băiat, care se vede acel băiat prin felul în care se îmbracă, prin forma corpului, prin atitudinile sale, din momentul în care lucrează la asta și rezolvă această dificultate, cum feminitatea ei înflorește, cum îi cresc sânii, cum corpul devine mai curvat, mai feminin, cum fața se îmblânțește, cum mâinile, mișcările corpului sunt mai puțin sacadate, mai puțin rigide, cum nehotărârea se pierde, cum pot să fie mai sigure pe ele, pentru că au integrat partea asta, nu mai sunt în conflict între partea feminină și masculină din ele. Și atunci corpul răspunde la ceea ce facem noi și corpul răspunde la ceea ce credem, la ceea ce simțim și la energia pe care o avem în exterior. Nu zic că exteriorul nu ne influențează, dar schimbarea sau concentrarea atenției, focusarea atenției este necesar să fie în interiorul nostru, ca noi
să putem să facem ceva bun cu acele influențe pe care le primim din mediu. Dragii noștri, o discuție extrem de interesantă, pornind de la o recomandare de carte, o prezentare de carte în cadrul campaniei Pastile de Înțelepciune. Este vorba despre cartea Dieta Spirituală, un program revoluționar pentru eliminarea a tot ceea ce îți îngreunează inutil viața, de Alan Percy, o carte publicată în colecția Colibri a editurii Herald și care face parte, așa cum spuneam, din campania Pastile de Înțelepciune. A fost alături de noi Claudia Jimeno, specialist dezvoltare personală și creștere spirituală, centrul Amaneser, să menționăm și locația, centrul unde Claudia își desfășoară activitatea, deci centrul Amaneser. Îi mulțumim foarte mult, Claudia, vă mulțumim cu recunoștință și noastră că ați fost alături de noi astăzi pentru a discuta despre această frumoasă carte și acest interesant și perpetuum subiect despre care am mai vorbit în ultimele luni destul de mult. Vă dorim o zi minunată în continuare și lectură plăcută. Numai bine, la revedere! La revedere!